Ce faci, fata? Nu stai tu, că nu ajung la tine. Hei, ce faci tu, fata? Ce vrei, mă, puțică? Puce? Ești nebună? Uite-te la cât de mare e! Unde? Mai e și chioară, uite aici jos! Eu nu o văd! E pe aici cumva? Alo? Puțică? Ești proastă, fă! E aici jos! Sunt căracii mei, nebună! Uite! Uite numai tu cât de mare e! A? Ce? Unde? Unde? Aici jos? Da, fă, pasta numit! Eu nu văd nimic! Ce-ai, fă? Ești nebună? Că doar nu mi-or mâncate de manipula. Du-te, mă, de aici, cu limbricul tău. Salutare, lume, eu sunt Realist Kid și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival, lumea realistă. Ei bine, oameni buni, în colțul din dreapta jos al ecranului veți observa o mică filmare într-un speed up în care veți vedea cum am mai găsit eu încă un templu de ăla din deșert. Și am găsit niște diamante, niște fier, niște gold și am mai găsit vreo două emeralde și cu alea care le-am găsit în episodul trecut. Cum îi zice? Am făcut 8. Și am zis să vă pun acolo filmarea ca să nu credeți că le-am cituit sau ceva. Deci da, o să vedeți filmarea până în momentul în care o să ajung aici și de aici încolo o să vedeți filmarea obișnuită, chestii, mă rog, sper că ați înțeles. Și m-am gândit, oameni buni, avem TNT-ul ăsta și toate chestiile astea, m-am gândit să ne ducem noi frumos la săteni. Ups. Uite, așa. Și m-am gândit să mergem noi la domnii săteni să vedem ce dau ăștia. O să dăm un blast protection, nu ne ajută chiar deloc. 29 paper pentru un emerald, zic că e bine. Tu care? Nu e nimeni aici? What the fuck? Nu, hai să facem altfel. Haideți să dăm aici, deci tu dai astea, bun. Cum intru eu fără să fiți voi martalogi? Da, voi, da, voi. Da, voi. Da, voi! Da, mă! Voi! Așa... Și să te împing eu... Ai, luptă, mă! O pune rezistență, fraierul! Gata. Tu, nenea de acolo... Nu, tu ești ăsta care nu am... Tu, nenea, ce dai? Aba, tu dai... Tu ce dai, mă? Tu dai un fucking Iron Axe. Deci tu mă pui să plătesc 8 emeralde pentru un Iron Axe. Pui mei, de ce aș avea nevoie de tine? Îmi spui și mie. Ok, haideți să mai căutăm și alți săteni. Oare ar trebui să le pun lumină ăstora? Deja mă stresează sunetul ușilor de la sătenii ăștia tâmpiți. Ok, dă-te, intră. Luptă, mă! Ia! Tu ce dai, mă? Un iron shovel. Coeficiență 2, tu. Tu dai, bă, tu ești mai ieftin, deci... Oricum, trebuie să facem un trade ca să evoluăm sătenii ăștia și să ne dea alte obiecte. Aparent vine noaptea. Ferma noastră a mai crescut un pic, n-am mai muncit deloc o fichemara de față de episodul trecut decât că am găsit chestia aia. Templul ăla. Băi, deci... Vreau și o să înțeleg de ce ne-au dispărut sătenii. Că eu nu pricep. S-au spawnat înăuntru mob și au murit sau ce, mama măsi? Nu! Vrei să te înjur? Zi, vrei?
Așa, intră în casă. Ia. Ok, cred că asta s-a întâmplat. Cred că au murit. Spawnându-se mobi random. La, uite cum s-a spawnat și domnul ăsta. Ce față de prost are. Ok. Hmm. Haideți să le punem și ăstora o torță pe aici. Calul ăla s-a speriat de mine, aparent. Hai să le punem aici o torță. Hai, salut! Ce față de prost ai. Ok. Păi, se pare că nu mai avem mai deloc săteni decât ăștia și ăia am putea să-i folosim. Și vreau să fac niște tranzacții cu nenea ăsta. A, nu, ăsta dă lopata. Tu, că dai toporul. Dă-mi un Ironex. Ok, ne-am luat și un pic de XP, ne-am luat și un Ironex. Oricum aveam nevoie de unul. Și nu ne dă alt 3 cu el sau ceva, nu? Sau trebuie să aștept un pic? Uite că ies particule din el. Oh, uite, uite, uite. Pentru noua Iron ne dă un Emerald. Am Breaking 2, Sharpness 2, Knockback 1 pentru 10 Emeralde. Bă, nu zic nu, eu zic că e bine. O să facem destul de multe tranzacții cu acești săteni mirobolanți. Sincer, am nevoie de o casă, deci chiar vreau o casă ca lumea. Avem lava asta aici. Da, deci, în primul episod ne-am instalat aici. Uitați ce am reușit să mai iau eu din celălalt templu de la, cum îi zice, nu mai știu. Deci avem 14 gold, 5 iron și 4 diamante. Și cu diamantele astea vreau să facem un târnăcop în primul rând. Și o să-l facem acum. Cu goldul ăsta îl păstrăm, iar cu ironul ăsta o să ne facem unelte. Avem o de-asta cu projectile. Avem un crafting table, perfect, dar să iau eu niște de-asta. Aveam bețe, nu mai contează. Și să pun emeraldul ăsta, uite aici. Pentru că, na, poate mai facem tranzicții cu nenea ăștia. Ok. Facem repede târnă copul. Ce fain arată, nu? Ok. Și vreau să ne mai facem... să mai facem încă un târnăcop de diamond. Un târnăcop de diamond. Să mai facem un târnăcop de fier și să-l păstrăm pe ăsta de diamond. Ce ziceți? Nea, cred că o să minăm direct cu el. O să mai fac eu o sabie. Foarte frumos. Și avem și topor, avem și târnăcop. Hai să vă punem aici chestiile astea, pentru că nu o să mai avem nevoie de ele. Ce să mai punem noi? Să mai facem noi o lopată, ce ziceți? Ne-ar trebui? Sau hai totuși să facem un târnăcop și să-l păstrăm pe ăla de diamond. E mai bine așa. O să țin TNT-ul ăsta la mine, iar string-ul ăsta o să-l pun acolo. De fapt am putea să ne facem un arc, avem doar 5 săgeți. E bine, e bine. Pentru început o să folosim săgețile când avem nevoie. Avem 42 de string, oho, avem destul. Ok, o să țin eu ăsta așa. Undița o vom lăsa acasă, nu avem nevoie acum de ea. Săgețile astea le vom pune aici și dirt-ul ăsta lasă-l aici. Perfect, haide să mergem la minerit. Pentru că în acest episod vom mineri. Și... da, despre ce să vă mai plictisesc eu acum cât minerim și n-avem ce să facem. Păi o să minerim în jos, în jos, în jos, până când dăm de ceva o peșteră. Dar mai întâi vreau eu să astup locul ăsta unde a minat data trecută Spectre. Și dacă vă întrebați de ce nu filmez cu nimeni, e bine pentru că... momentan nu e nimeni disponibil. De ce? E foarte de dimineață. Asta înseamnă doar așa, nu e chiar foarte de dimineață, dar mă rog.
Este ora 7. Glumesc în puii mei cine se trezește la ora 7. E mai pe seară, iar ăștia alții se joacă ei pe acolo și pentru că eu nu mă joc LOL sau CSGO, deși vreau să încep să mă joc și CSGO, m-am hotărât să filmez aici pentru voi. Aud un zombie. Aud aici, cred că e o peșteră, chiar vreau să verific aici, să văd dacă e ceva. Sau e deasupra, nici nu știu ce să zic. Totuși o să încerc să minez un pic în partea asta. Dacă se aude de aici... Asta ce e? A... Cum îi zice la asta? Granit, nu? Da. Ok. Ai, da, pizda! Oh. Deci... Doamne! Ai de capul meu ce m-a speriat, îmi ba piciorul. Deci era beznă și dintr-o dată mi-a sărit cretinul ăsta în cap. Doamne, m-am căcat pe mine. Ce e ăsta? Nu ne trebuie. Perfect, am găsit niște cărbune. E un Riven. E bine, am zis bine? Riven, Riven, Rivavămăsa. E bine, nu? Și dacă nu e bine, eu zic că e bine, așa că nu contează. Aș vrea mai târziu, când o să reușim noi să evoluăm mai mult, să luăm... să mergem într-o zonă de-asta cu zăpadă și să vedem și noi un urs de la polar. Nu știu, Minecraft-ul a început să se strice în opinia mea, adică... Pe partea de comment blocuri a evoluat foarte mult, dar pe partea asta de gameplay, ca să zic așa, s-au băgat niște chestii noi care nu prea așa aveau rost. Hai să zici că blocurile, da, le folosești la chestii decorațiuni, dar cu ce te ajută urșii? Sau, nu știu, dacă dă ceva iteme, habar n-am, vreau să spuneți în secțiunea de comentarii dacă... Dacă vă dropează ceva iteme. Și probabil ați văzut că momentan nu am ales niciun abonat pe care să-l punem pe perete. Asta pentru că eu filmez episodul ăsta înainte ca celălalt să fie postat și n-am habar de niciun comentariu care l-ați spus voi. Dar la finalul videoului o să pun și abonatul zilei, ca să zic așa, abonatul episodului. Și sincer aș vrea să postăm câte un episod pe zi din această serie, pentru că avem ce face. Chiar avem ce face. Sunt curios ce achievement-uri mai avem noi de făcut. Achievements. Deci trebuie să facem o pâine, un tort, ăla n-avem treabă momentan. Deci astea le-am făcut. Deci trebuie să facem un arc. A, nu. Să omor un scheletor. Să omor un schelete de la 50 de metri. O să facem challenge-ul ăsta. Să omorăm o făcuță. Să o repopulăm. Da, ok, hai să vedem. Deci cât cărbune avem? Avem 50 de bucăți de cărbune. Ah, nu-i rău. Văd acolo un creeper. Haideți să... Ăla-i lapis? Vreau. Îmi place foarte mult lapisul. Perfect, am găsit și reston. Asta e bine pentru că o să ne facem acea fermă automată. Cred că în ferma aia o să punem mai multe chestii. Nu știu, să fac una de-aia în care să pice toate în jos, adică să faci o fermă de-aia cu scări, cum ar veni, și să pui așa grâu și să apeși pe un lever să se deschidă pistoanele și să... dea drumul la apă, să pice tot în jos. Haideți că știți, n-aveți cum să nu știți genul ăsta de fermă. Sigur, mulți dintre voi ați făcut-o, pentru că e simplă și e destul de eficientă. Doar că n-aș prea vrea să o fac, pentru că ar fi problemă cu mobi. Uite, am găsit aici o bucățică de iron. Ar fi problemă cu mobi, pentru că se spawnează și chiar dacă aș pune torțe, nu știu, parcă tot nu sunt eu sigur că n-o să strice ferma. Și nu-mi place să muncesc degeaba și fără rost. Hai să mergem noi aici. Și ce am uitat să vă întreb?
dacă și voi v-ați speriat când a căzut zombiul ăla în capul meu. Adică nu știu, eu unul chiar m-am speriat. Hai de capul meu, de ce l-am căput acolo? Erau două blocuri. Chiar vreau să-mi lăsați în comentarii dacă v-ați speriat și voi, pentru că eu unul, nu știu, chiar m-am luat prin surprindere și m-am speriat. N-am de ce să zic că nu. Și bă, eu cad în lavă și nu e bun. Hai să pac. Hai să pac. O să merg eu, sper să nu fie vreun schelete pe aici. Vreau să merg să iau ironul. Sper să nu scap shift-ul ca prostul. E incredibil că deja mi s-a dus un târnăcop de fier. Și cred că o să începem să minăm cu ăla de diamond. Am găsit gold. Asta e... Hai da! Ce puii mei! Nu! Hai da pizda, măsii. Deci joc mai de căcat ca ăsta n-o să văd în viața mea. Să-mi bat piciorul, m-am speriat. În ultimul hal am pierdut în târnăcop. De ce ce am pierdut noi? Așa mai important. Minereurile le luăm, n-ar fi o problemă. Am pierdut târnăcopul ăla de diamond și destul de mulți cartofi. Ei bine, se mai întâmplă. Dar nu mă las. În continuare o să merg la minerit și o să iau decât acești morcovei pe care îi mai avem. Am pierdut cumva TNT-ul? Spune că nu. L-am avut la mine, nu? Piece of shit. Oricum avem destul gunpowder, putem să facem la TNT-uri la greu. Dar nu asta e important, important e că m-a speriat, deci m-am căcat pe mine. Ok. Avem cărbune? Avem. Perfect. Haideți să facem noi repede aici. De fapt, știți ce putem să facem? Eu acum mi-am dat seama. Avem 5 bucăți de obsidian, da? Avem un diamond. Și niște cărticele. Haideți să facem un enchantment table. Dar cum se făcea? A, nu, stai, ne trebuie două diamonduri. Nu, mi-am dat seama de-abia acum. Scuzați, greșeala mea. Ok, mai avem câteva torțe. Deci acum merg, nu mă interesează, merg și iau iron. Sau, haideți să încercăm să ne recuperăm itemele, ce ziceți? Nu zic. De fapt nu, au căzut în lavă, n-am ce să mai recuperez de ele. Unde am murit noi? Aud un enderman, nu-i bine. Stai să îl... No. Așa, un pic și bușește acolo. Ok, am luat și noi un cobblestone. Noi am murit undeva în partea aia, dacă nu mă înșel, nu? Oh, nu. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Deci nu înțeleg de ce căcat... Ok. Deci, ne-am murit fix acolo. Sincer, nu văd cum naibii să mai îmi recuperez itemele. Adică nu văd să fi scăpat vreunul. Pentru că era și apă, era și lavă, care au picat în lavă s-au dus și care au picat în apă le-a dat apa jos în lavă. Deci nu cred absolut deloc că mai e vreun item. Păi nu mă oftic decât de târnăcopul ăla de diamond, dar n-ar fi o problemă pentru că n-am muncit pentru diamantele alea, le-am găsit pur și simplu în templul ăla. Asta e, se mai întâmplă să dai și failuri. Văd ceva acolo, un schelete. Știți de ce mă mai oftic? The redstone. Da, oricum îl găsim și pe ăla, deci nu, n-ar fi o problemă, absolut deloc. Ok. No. De unde dai? De să-mi bat piciorul, deci. Deci, zic de prea multe ori, deci? Deci nu cred că zic de prea multe ori, deci. Ok, haideți să luăm noi niște cărbune. Și... N-am nici lemn la mine, mă... Bă, firaria de treabă. Ok, luăm repede cărbunele astea. Luăm și cărbunele ăsta. Mă așez și eu mai bine pe scaun, că doar na, trebuie să stăm comod. Văd acolo niște gold. Mă, nu, sper să nu pic cumva ca prost în lavă. Nu mai au cărbune, că n-are rost.
Dar în schimb o să iau fierul ăsta, că avem nevoie. Deci nu mai, luăm fierul, luăm 24 de bucăți de fier și plecăm. Deci nu mai stăm aici. Deci 24 de bucăți de fier, încă puțin, și plecăm dimineața asta, ne facem o armură și venim după. Dar numai după ce ne facem armură venim aici. Și și o găleată cu apă, neapărat ne trebuie o găleată cu apă. Ne mai trebuie puțin, dar hai să mergem aici. Și hai mă, serios, nu veniți încoace, vă rog eu. Nu, un schelete, nu. No. Ce? Da. Era bloc aici. Gata. Vă mai văd eu acum cum treceți. Haideți să luăm și chestia asta de aici. Ăsta e lapis, da? Mă, eu știu că lapisul se ia cu târnul cupul de piatră. Dacă nu, asta e, se mai întâmplă. Vedeți? Am avut dreptate. E și gold aici, e bine. Mă, chiar e fain texture pe ăsta, adică chiar... Chiar îmi plac și minereurile cum arată, e super tare. Ok. Pac. Avem 22. Ne mai trebuie încă 5 bucățele. M-aș duce acolo unde e scheletele ăla de să-mi bat piciorul. Scheleții în seria asta au fost cei mai tâmpiți. Ioi! Da! Deja încep să fac retardat. Dar asta nu e vina mea. Ci acestor scheleți mirifici care mă omoară mereu și care nu mă lasă să trăiesc. Da-te. Gata. E mort. Ok, deci unde am văzut noi acel fier? Uite aici. Deci cât am zis? 5 bucăți, nu? Ok, luăm 5 bucățele de fer. O luăm și pe asta, o luăm și pe asta, o luăm și pe asta. Pac, pac. Pac. Și, de fapt, stați așa. Mă, ciupercile astea, o să le iau. Da, mă bâlbâi. O să le iau, dar nu acum. Ok, avem destul. Acum mai rămâne să ne întoarcem acasă. Dar mai întâi să păpăm noi niște morcovei. Mai văzut niște cărbune acolo. Dar oare mai știu să mă întorc? E o întrebare destul de bună. Cred că pe acolo, că văd lumină. O să încerc să mă ridic pe apă. De fapt o să... Cum facem? Ce e ăla? Alt schelete. Băi, frate! Păi ăla dacă mă vede, eu pic direct în lavă. Că eu-s prost. Eu mor repede. Dar mă rog, asta e. Mai întâmplă, nu? Ok, hai să punem torțe. Să vedem unde e ieșirea aia tâmpită. Ok. Deci aici o să facem ceva de... Ok. O să fac și așa. Mă, uite, mai e niște fier aici, nu o să zic, nu? Pentru că ne trebuie și unelte. Dar, în principiu, ne trebuie neapărat o armură. Deci nu mai stau fără armură. Uite cum mă așteaptă pe bou. Știe exact unde o să merg. Și aici. Nimic. Wow. Deci, haideți să ne facem un plan strategic. De unde am venit noi? Nu. Lăsă. Hai mă. Ok. Pune și aici. Și vreau să-i dăm pe la picioare, știți? Gata. Am scăpat. Ne-am făcut și plan strategic și de toate. Gata. Acum. Pe unde e ieșirea? Nu. Ok, atunci luăm și fierul ăsta. Trebuie să căutăm ieșirea. Eu de obicei când fac o mină, tot timpul fac un drum de lemn. Ca să deosebesc unde ar fi. Gata. Și mă, nu știu. Haideți să mai luăm și ceva cărbune. Că o să mai vrem și torțe.
O să ne mai trebuiască și să prăjim papa sau chestii. Ok, haide să vedem, o luăm pe aici. Uite, aici, perfect. Ne întoarcem la căsică. Și vreau să vă spun ceva, pe parcursul acestei serii vor apărea mai mulți playeri, ca să zic așa, pentru că nu e o, nu știu, mă, normal ar fi seria mea de single player, doar că nu strică puțin de ajutor din când în când, așa că o să mai vedeți episoade cu diferiți prieteni de-ai mei sau, nu știu, poate chiar abonați, cine știe. Bun. Atunci, haide să punem ironul ăsta aici. Și lapisul ăsta îl vom pune aici. Vom lua un târnăcop de aici. Și vom pune astea așa. Vom lua tot bowmill-ul ăsta și mergem afară. De-ai noapte. Tu ce faci, mă, acolo? Mă rog, zombii sunt ocupați, dar haide să începem să-i batem. Încă un hit, încă unul, nu știu, mă. Pac. Pac. Și acum le dăm la mândoi deodată. Pac. Ups. Pac. 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 Și pac. Gata. Și ce nu ne-am făcut noi? Și chiar, deci chiar sunt prost că n-am făcut chestia asta. Nu ne-am făcut un fucking shield. Nu mai țin minte exact cum se făcea. Am făcut achievement, ia asta e ce am deblocat. Am făcut asta, deci diamante, trebuie să găsim diamante. Și și trebuie să facem un kilometru, da, ne, cam greuț. Ok, ăla e ceva, un alt achievement, bun. Haideți să mâncăm. Deci, cum se făcea prostia aia de shield? Parcă puneai ceva în genul ăsta. Și aici... Yes, sunt un geniu. Cred. Și cum puneai pe F? Perfect, acum avem scut, oameni buni. Uitați cât de badass arătăm. Deci, suntem genial. Suntem niște oameni geniali. Asta o să pun ca și thumbnail, dar nu aici, vreau un alt background. Vreau un background mai frumos, mai altfel. Să mă duc afară. Haideți, doamnelor și domnilor, până se prăjește. Ok. A ricoșat săgeata în el, super. Ok. Acum combatul e mult mai ușor. Da, e mult mai simplu acum. Îmi place. Haideți. Măcar am pus scutul. Oh. Iarba măsii. Ok, durabilitatea scutului se duce destul de repede, dar asta chiar n-ar fi absolut deloc o problemă. Mă, deci locul ăsta e pur și simplu distrus. Deci e efectiv distrus locul ăsta. N-ai ce să mai faci cu el. De-abia aștept să plec de aici pentru că arată ca un cur. Ok, haideți să mergem. Haide, mă. Eu acum realizez că puteam să pun torța în mâna stângă și să minez cu mâna dreaptă. Ok, trebuie să astup gaura asta. Haide. Ia. Îmi dă damage când... Ulo, da, îmi dă jumătate de inimă. Dar măcar nu-ți mai dă 15.000 de inim. Ok, hai să facem așa. Pac, 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 pac și pac. Deci, vedeți cât de frumos pas arată locul ăsta, nu? Super. Mirobolant.
Ce-am făcut? Am pus lemnul ăsta aici, luăm. Avem nevoie de lemn. Lemn. Ok. Ia să vedem... What? What the f... De ce? Why? De ce? Stai! Ce pot eu să le mai fac ăstora? What the fuck? Explicați-mi și mie, vă rog eu frumos, de ce naiba... Deci de ce au devenit ăia doi zombi? What the fuck? Oare au nevoie de libertate? Ce vreți voi? Ha? Ziceți! Veniți să încoace să vă fac un... Să vă fac eu o poză. Nu vrei, dar nu ești mă urât. Hai vino încoace să vă fac eu frumos aici o poză. Da, așa mai într-o parte. Nu, bă, ați clipit, mă, porcilor. Nu, nu mai vorbi cu ăla, uite-te la mine. Nu, te uiți la mine. Și tu te uiți la mine. Ok. Nu, de ce ați clipit iară? Ok, gata. Deci o să vă pun pozele în care... Hai de pizda mă. O să vă pun pozele în care au clipit ăștia doi. Ha! Ha! Lasă-mi villagerii în pace! Acea! Băi, eu vă mai pun torți în puii mei, că mie mi-e frică că voi sunteți proști. Voi vă infectați ca picile, ați retardați. Anyway. Deja mă sperie calul ăsta. Pot să fac ceva? Nu. Bun, haideți să vedem. S-a făcut fierul, s-a făcut pentru armură. Ia să vedem. Perfect. Platoșă. Pantaloni. Cască. Și buți. Ia să vedem cât de mișto arătăm noi. Bă, chiar arată mișto t-shirt pe costa. Nu știu, n-am nimic de reproșat. Hai să vedem. Trebuie să ne facem așa. Mă mâncă nasul. Să ne facem sabie. Pac. Chestiile astea... Așa. Trebuie să ne facem un târnăcop. Trebuie să ne mai facem noi... Un topor. O lopată. Și cât mai avem? Neapărat trebuie să ne facem o găleată. Și mai vreau să mai fac un târnăcop. Dar... Nu mai am o bucată pe aici? Nu mai am. Altă dată. Și să-mi bat piciorul, aș ține Golden Apple-ul ăsta la mine, dar... Cred că o să-l păstrez atunci când o să merg să bat dragonul sau Wither-ul sau nu știu, vedem. Cobblestone-ul ăsta-l păstrăm. Tu du-te aici. Tu așa. Tu fa așa. Bowmill-ul ăsta o să avem acum nevoie de el. Stonex-ul ăsta n-avem nevoie. Pac, 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 pac. De fapt, cărnița asta de zombie o lăsăm aici. De ce mai avem noi nevoie de... chestia asta de beetroot? De asta nu știu. Chiar nu știu ce să facem cu ea. Adică, ne. O să merg să plantez chestia asta și... atât deocamdată. Ok, a venit și ziua, e perfect. Bine că puteam noi să facem zi oricând, că avem paturi, dar nu am vrut asta. Nu, 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 nu. Hai de capul meu, frate. M-am bușit iar, deci nu mai suport în puii mei. M-am săturat de găuri și locuri distruse. Uitați-vă cum arată locul ăsta doar. Da, e clar că nu o să stăm pe aici. Ajunge. Ok, hai să luăm noi tot sugarcane-ul ăsta. Mă rog. Punem să fie. O să pun aici. Nu o să mă duc prea mult, că n-am chef să culeg. Să mă duc o săptămână încolo ca să culeg. Atât ajunge. Nici nu mă duc mai mult. Mi-ajunge, mai, poate mai mă duc un pic în partea aia. Dar atât ajunge. Mergem să ne facem repede rost de niște mâncare. Ia stai să pun eu chestia asta aici, că mă enervează când stă în față. Și o punem când e nevoie. O să luăm noi o găleată cu apă. Așa. Uite, asta e stricat. Hai să ne facem un hou. Avem bețe, avem. Avem și piatră. Ne-am făcut și hou. Ok. Aici a fost feclă de aia.
Încă nu știu cum îi zice. Nu știu dacă îi zice sfeclă sau nu. Și n-avem deloc producție, dar... Pac! Uitați cât băumil avem noi. Deci ce... Deci să ne gândim, ce facem? Ăsta, ne, nu prea ne ajută. Sfecla nici atât. Grâul o să ne ajute, dar noi cred că avem... Vrem momentan cartofi. Deci momentan ne trebuie cartofi, mulți cartofi. Descoper jocul ăsta, de fapt jocul ăsta, versiunea asta jocului. Ce pui, băi? Unde sunt? Unde? Au fugit toți de mine și au luat vacanță. Deci unde sunt toți villagerii? Nu, nu pot să-mi dau seama, am rămas singur. Oare dacă le distrug satul, dispare pur și simplu? Deci, nu, deci chiar... Facta. Deci, uitați-vă doar o secundă, deci partea asta e frumoasă, ok. Aici avem totul distrus, aici am chestii distruse, aici l-avem pe Gigel. Da. Mm-hmm. Ok, deci am rămas singur, oameni buni. Din momentul ăsta suntem singurei. Nu vine să cred. Atâta chin, atâta jale, atâta dor de duc. O să ne mutăm de aici. Haideți să facem cartofi. Să punem noi și sfecla și chestiile astea. Să facem repede o pâine, să mai facem un achievement. Pac! Foarte frumos. Ia să vedem ce achievement-uri mai avem de făcut. Deci am făcut pâinea, mai trebuie să facem tortul. Cred că putem să facem tort. Mi-a trebuit lapte și să găsim vaci. Așa, trebuie să mai omorâm un ăsta, bla bla bla. Un golden apple. Trebuie să mai facem pește. Să facem chestii de-astea pașilișa. După aceea trebuie să mergem în nether. Să facem poțiuni. Ăsta ce e? Acolo ce e? Încă nu știm. Păi, lume, cam atât cu acest episod. Am fost la minerii, ne-am făcut și armură, ne-am ucis toți villagerii, cel puțin cred că din cauza noastră au plecat sau ce mama măsii au făcut mai ei, știu. Am pierdut și un turnăcop de diamond, da, dar am luat mult fier, ne-am făcut iar unelte, totul bine, frumos, locul ăsta e distrus, așa se întâmplă, na, cât să fă, n-ai cât să fă. Până data viitoare, eu am fost Realist Kid și nu uitați de like, comment, share, bla 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 bla. Hai, ciao! Oameni buni, am uitat să alegem abonatul episodului. Păi ce am făcut, bă, nene, bă? Ok, deci stați un pic, doar o țără. Deci, mulți dintre voi ați comentat la ambele episoade și ați dat și like. Dar nu am cum să vă pun pe toți, o să vă pun pe rând, deci lăsați în continuare comentarii ca să vă pot alege. Iar abonatul nostru de astăzi este... Pa, unde să-l punem noi? De fapt, știți cum facem? O să-l punem aici pe locul 2, iar aici va fi locul 3. Deci primii 3 abonați vor sta aici, în cap de listă. Să vă simțiți mândri, ok? Deci vreau foarte frumos să o mut eu pe Anne Marie și să o punem noi aici și să scriem noi Anne Marie și să punem noi aici mișto așa să fie ca lumea. Iar aici
abonatul nostru de astăzi este... Tănasa Octavian, care spune: aleluia! Realistul postează regulat. Am așteptat momentul ăsta atâtea zile, atâtea luni, atâtea ani. Dar uite că s-a întâmplat. Dăm petrecere! Bun, Octavian. Sper că am scris bine. Tănasa Octavian. Perfect. Nu sunt analfabet. Haha, sau gramat, sau... Tu ai ajuns astăzi pe peretele abonaților. În episodul următor vom alege alt abonat. Bun nume, lăsați comentarii, dați like, chestii, să fiți abonat ale alea ca să puteți apărea și voi pe peretele abonaților. Eu am fost Realischi și la de obicei vă zic ceau!